Mailul meu inițial, bună ziua, vă rog frumos să nu mai trimiteți e-mail-uri și SMS-uri de natură religioasă pentru faptul că le consider deranjante. Mulțumesc pentru înțelegere. Este un mail dat către șeful meu direct, directorul zonal. Directorul zonal a formulat alt mail pe care l-a trimis mai departe șefilor, în care a scris: bună dimineața, Mihai Tudora, reprezentantul de vânzări de la Vâlcea, nu este de acord să-i mai trimitem mesaje din cuvântul lui Dumnezeu. Deci, reformulat. Tânărul s-a angajat la o firmă de distribuție piese auto acum aproximativ 2 luni. El spune că zilnic primea, fie pe mail, fie pe telefonul de serviciu, mesaje religioase ale cultului penticostal și a rugat conducerea să renunțe la obicei. Ca drept răspuns, vâlceanul spune că a fost anunțat că i se suspendă contractul de muncă. I-am rugat frumos, printr-un mail, să nu mai îmi trimită mesaje de natură religioasă. După care, la ora 2, am fost sunat și mi s-a spus să părăsesc firma, că voi fi sancționat disciplinar pentru ce am făcut. În replică, reprezentanții firmei admit că i-au suspendat contractul de muncă, dar din cu totul alte motive decât cele religioase, fără a spune concret însă despre ce abateri disciplinare a fost vorba. Ceva au făcut, nu, fiecare că de cine vrea și cum vrea, nici problema nu o să pune vorba. Și în acest moment cum are contractul? Suspendat sau activ? Sau... Asta întrebăm. Ceea ce argumentează domnul Narcis Mihai, nici vorba. Alte sunt problemele din care el a plecat și, mă rog, dar nici vorba. Deci distanțe exclude faptul că problemele religioase. Șeful suprem, patronul, administratorul, cum să-i zicem, mi-a răspuns: eu te rog să te gândești bine atunci când faci anumite afirmații despre Dumnezeu, ceea ce eu n-am făcut, clar. Faptul că te deranjează cuvântul lui Dumnezeu este o dovadă că și tu ești împotriva lui Dumnezeu și că și faci aceste afirmații împins de gânduri și stări firești lumești. Ai nevoie de pocăință. Mihai Tudora a făcut o sesizare și la Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea. Directorul instituției recunoaște că se confruntă cu o situație inedită și că va analiza cu atenție sesizarea. Dacă se confirmă sesizarea făcută de această persoană la care dumneavoastră faceți referire, vom dispune, pe lângă sancțiunea ce va primi angajatorul, vom dispune reangajarea acestuia. Potrivit codului muncii, în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații și angajatorii. Orice discriminare, directă sau indirectă, față de un salariat, bazată pe mai multe criterii, inclusiv cea legată de religie, este interzisă.